Chiar dacă pare un pic dificil la început, prezervativele sunt foarte ușor de folosit. E foarte important să știi cum se folosește un prezervativ, pentru că prezervativele sunt cool și au multe avantaje. În primul rând, în afară de prezervativul intern sau feminin, prezervativele externe sau masculine sunt singurele metode de protecție care te protejează în același timp de sarcină, dar și de infecții cu transmitere sexuală. Ca să-ți cumperi un prezervativ, nu ai nevoie de rețetă de la medic. Prezervativul este un produs foarte accesibil, îl găsești oriunde. La farmacie, la supermarket, la benzineria ta din colț la 3 noaptea. Prezervativul este ieftin în comparație cu alte metode de protecție. Când ești la începutul vieții sexuale, este normal să nu știi încă toate lucrurile legate de sexualitate, de sex și de cum să folosești un prezervativ. Cu toate astea, foarte mulți dintre băieți simt un soi de presiune, că trebuie să știe multe lucruri și despre cum funcționează sexul și despre cum să pui perfect un prezervativ. Chestiile astea sunt puțin nerealiste, pentru că niciun băiat nu face o școală de vară sau un curs extra despre cum se pun prezervative. Așa că, băieți, totul e ok, nu trebuie să simțiți această presiune că trebuie să fiți experți în a pune prezervativele. Iar fetelor, trebuie să știți că e incorrect să aveți așteptări nerealiste de la băieți. A pune prezervativul, a folosi prezervativul, este parte din actul mai mare de a face sex. E un lucru cu care trebuie să aveți răbdare și cu care vă veți obișnui în timp. Pentru a deveni mai sigur pe voi, puteți exersa în prealabil, fie singur, fie împreună. Oricum ar fi, și băieții și fetele trebuie să știe cum funcționează un prezervativ. La fel cum și băieții și fetele trebuie să știe cum funcționează, de exemplu, pilula contraceptivă. Chestia asta se numește asumarea responsabilității. Tot pe linia asta, cine se ocupă de cumpărat prezervative? Foarte des, tinerii ajung să facă sex fără protecție pentru că amândoi au uitat să cumpere prezervative. Deci care e scopul acestei discuții? Scopul acestei discuții este să vă spunem că amândoi sunteți responsabili de cumpărarea prezervativă. În primul rând, în România, vârsta consimțământului este 15 ani. Numai tu decizi dacă vei face sex sau nu. Și nimeni nu poate decide pentru altcineva. Orice forțare nu este ok din punct de vedere moral și nici nu este legal. De fapt, consimțământul funcționează pe baza unui da entuziast. Deci dacă la un moment dat ai chef să spui da, iată ce trebuie să știi despre cum se folosește un prezervativ. Majoritatea prezervativelor sunt făcute din latex natural. Forma lor se potrivește pe un penis în erecție. În capăt au un mic rezervor care oferă spațiu pentru captarea spermei în momentul ejaculării. De obicei sunt deja lubrifiate, ca să nu apară frecarea și să nu se rupă. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că ambalajul prezervativului nu este deteriorat și că nu este rupt sau perforat. Atunci când îl apăsăm, el trebuie să se simtă ca o pernuță de aer. Apoi trebuie să ne asigurăm că prezervativul nu a expirat. Chestia asta este foarte importantă. Prezervativele, după cum v-am spus, sunt făcute din latex. Latexul este un cauciuc. Gândiți-vă ce se întâmplă cu elasticele de bani atunci când se învechesc. Devin poroase și se rup mult mai ușor. Așa este și cu prezervativele. Dacă prezervativul încă nu este expirat, e un semn bun. Dar totuși trebuie să ne mai gândim la ceva. Cât timp l-am cărat în portofel? L-am avut oare timp de 3 ani de zile peste tot pe unde am fost? La mare, la munte, la pădure, cu skate-ul? Atunci poate nu mai e într-o formă așa bună și nu ne mai putem baza pe el. Un alt lucru la care trebuie să fim atenți este marca de calitate CE, care arată, în cadrul Uniunii Europene, faptul că un produs întrunește un anumit standard de calitate acceptat. Nu deschide prezervativul cu dinții sau un obiect tăios, pentru că îl poți deteriora. După cum vezi, prezervativul are două margini, una netedă și una zimțată. El se deschide pe marginea zimțată. Trebuie să dai prezervativul un pic într-o parte, în pachet, și să tragi pe zimțișor în jos. După ce ai scos prezervativul cu atenție din pachet, trebuie să îl derulezi pe penis. Asta trebuie făcut cu mare atenție și trebuie să te asiguri că derulezi prezervativul în direcția corectă. Strânge vârful prezervativului, adică rezervorul,
și încearcă să dai cu degetul în jos. Dacă degetul tău rămâne prins de marginea prezervativului, atunci ai ales sensul de derulare bun. Dacă, în schimb, degetul îți alunecă pe marginea prezervativului, este sensul greșit. Aplică prezervativul pe penis după ce penisul tău a intrat în stare de erecție. Dacă penisul tău este necircumcis, poți retracta prepuțul pentru a-ți oferi mai multă mobilitate în timpul actului sexual și pentru a te asigura că prezervativul nu se rupe. Atunci când tu și partenerul sau partenera ta vreți să vă opriți sau când ai ejaculat, este important să ții cu mâna de baza prezervativului la retragere. În felul ăsta nu există riscul ca sperma să se scurgă în corpul persoanei cu care tu faci sex. Fă un nod prezervativului. Nu arunca prezervativul în parc. Nu-l arunca nici la toaletă. Ce trebuie să faci este să-l pui într-un șervețel și să-l arunci la gunoi. Pentru persoane cu alergie la latex, există și prezervative din poliuretan și poliizopren. Nu refolosi niciodată un prezervativ. Nu folosi niciodată două prezervative deodată. Nu este mai sigur, ci facilitează frecarea și face ca prezervativele să se rupă. Nu combina folosirea unui prezervativ intern sau feminin cu cea unui prezervativ extern, masculin. Inamicii prezervativului sunt deci uscarea și frecarea. De aceea, unele persoane găsesc util să folosească un lubrifiant în timpul actului sexual. Nu poți folosi lubrifiante pe bază de ulei, pentru că prezervativul s-ar rupe. Nu poți folosi nici untul, nici loțiunea de corp și nici vaselina. Dacă simțiți că prezervativul s-a rupt în timpul actului sexual, opriți-vă. Pentru astfel de cazuri, există și contracepția de urgență. Folosiți prezervativul și pentru sex anal și oral, pentru că infecțiile cu transmitere sexuală se transmit și pe aceste căi. Regula de aur, un prezervativ pe act sexual. Schimbă mereu prezervativele când treci de la sex vaginal la sex oral sau sex anal. Dacă ai jucării sexuale care nu pot fi sterilizate prin fierbere, folosește-le cu un prezervativ. Încearcă diferite prezervative ca să vezi ce tip și ce mărime sunt ok pentru tine. Odată ce v-ați prins cum funcționează și dacă folosiți prezervative de bună calitate, nu vor face foarte mare diferență la nivel de senzații. Prezervativele ne protejează. Atunci când nu trebuie să-ți faci griji nici în legătură cu o sarcină nedorită, nici în legătură cu infecțiile cu transmitere sexuală, numai folosind o metodă simplă cum este prezervativul, sexul devine mult mai plăcut. Să accepți toate astea, fără să-ți pui partenera într-o situație în care trebuie să se roage frumos, să insiste, să se certe pentru o chestie atât de simplă, arată că ai un nivel de maturitate pe care mulți oameni îl așteaptă de la o persoană cu care vor să aibă relații intime.